Bună ziua, prieteni! Da, sunt tot aici, la intrarea din Parcul Valea Morilor, lângă restaurantul Sarchis, unde interlopul Vitalie Perciun cu Vladimir Cebotari și cu Ion Ceban au furat din domeniul public acest teren, în loc să-l dea copiilor, în loc să-l dea pensionarilor pentru a se recrea aici în parc, cetățenilor până la urmă ai municipiului Chișinău, în spatele meu. Știți, terasa pe care și-o fac golani ăștia. Și ce nu știți, prieteni, că mulți uităm, trecem prin parc și uităm de momentele de istoria noastră. Uitați, în fața acestei terase, la zidul unde golanii ăștia își fac restaurant, exact pe acest zid din spatele meu, exact acolo, prieteni, da? Ia uitați ce s-a întâmplat în 1941. Da, prieteni, aici este un monument în cinstirea martirilor care s-au sacrificat pentru Republica Moldova, în memoria basarabenilor care au fost masacrați aici de călăii bolșevici. Așa scrie, da? În iunie 40, între iunie 40 și iulie 1941. Pe acest zid, prieteni și stimați cetățeni ai Republicii Moldova, aici, pe acest zid, au fost împușcați. Da. Pe zidul unde acum vedeți cărămidă. Au pus cărămidă, au construit. Acolo este un zid vechi, în spatele celui de cărămidă, unde acești oameni au murit. Ca noi toți acum să avem o țară liberă. Să avem o țară în care să putem trăi și să ne putem construi cât de cât un viitor. Da, prieteni, asta vreau să scot în evidență pentru toți cei care urmăresc contul meu de Instagram, contul de Facebook, Spovedania lui Rize, și YouTube, Spovedania lui Rize, faptul că acești nenorociți care au furat zilnic Moldova, ani de zile, și continuă să facă asta și aici, în municipiul Chișinău, Ion Ceban, Vitalie Perciun, interlopul, condamnat pentru valută falsă, Vladimir Cebotari, sluga lui Plahodniuc, Chirtoca Vasile, despre care veți avea dezvăluiri, ce terenuri, ce a furat, oho, începem episoade grele. Acești golani, scursuri ale societății, nu au nimic sfânt în ei. Nu au Dumnezeu și au bătut joc și au umilit istoria noastră a Republicii Moldova, făcând un restaurant de lux unde să-și bea ei cafelele și să-și ducă prostituatele, în loc să cinstim aici memoria eroilor noștri. Da, prieteni, în loc ca acest spațiu să rămână pentru istorie, pentru ca și copiii și nepoții noștri să învețe și să afle cine și s-a jertfit pentru acest pământ, ei au preferat să astupe cu cărămidă, cu termopane și au trecut, au călcat în picioare istoria noastră. Vedeți, prieteni, cine ne conduce? Îi invit pe toți patrioții Moldovei să vină alături de partidul politic Noi, alături de mine, alături de prietenul meu și partenerul meu politic, Vladimir Dachi, ca să reușim să scăpăm de acești golani care și-au bătut joc și de eroi Republicii Moldova.